Îl bagi în seamă, vă băgați în seamă unul pe altul. Da, ne iubim. Cum? Ne iubim. Vezi că de dimineață continuu vorbiți. Da. Vezi că nu ai zis lui fata aia bună dimineața și vorbești cu Nicolas. Păi dacă mă stresează și mă înjură, asta înseamnă că vorbesc cu el? Da, nu-l bagi în seamă că ești caracter cu putere, cu creier AMG și vorbești cu fata aia. Dar tu totuși vorbești cu ăsta jumătate de oră. Am creierul TDI cu motor de 6.000, ca idee. Na, 6.000 și consum de cât de 5? Ai idee. Consum de 5, nu? Sunt scump bani, impozitul. Ce sunt? Sunt scump ca impozit bani. Bani, dar nu știi ce se ia. Dacă scrie, n-ai de unde să fac. N-ai de unde să știi ce înseamnă bani. Ați văzut că m-am supărat sau m-am enervat că ați venit cu vrăjelile astea? Ce anume? În momentul în care veniți cu vrăjelile astea. Care-i vrăjeala? N-am înțeles. Că vorbiți pe Instagram, vă faceți temele pe Instagram, pe aveți grupuri, pe WhatsApp. Nu vorbim pe Instagram, nu știu cum se... Auzi, ca idee, vezi că ai făcut live acolo cu Instagram. Domnișoara, viitoarea ta iubită, faci live-uri. De aia de 2 lei. Vezi că dacă zici de noi că ne facem planuri, vezi că o cam controlez. Că ce? Că nu-i faci planurile bine și uneori dă în tine și uneori dă cu noi. Vezi că nu-i faci planurile bine. Cum? Cu Adriana, viața mea. Cu Adriana îi fac planurile? Bă, viața mea, vezi că te contrazice și uneori te susțin. Nici nu știi săraca ce să facă. Te contrazice. Auzi, noi ne facem, cum zici tu, planurile. La noi uite că iese gică, cum zici tu. Dar vezi că la tine nu-i dictezi bine. Spune-mi mie cu ce i-am făcut planurile, te rog. Atâta timp cât vine... Ne-ai zis? Cum? Editezi bine sau ce ai zis? Da, am zis că editezi bine. Bine că mi-ai zis. Plăcere. Ca idee, vezi că în gală, stai un pic să termini. Nu dau pe nimeni de gol, nu face nimeni planul ăla. Lasă-l să termine. Nu te-am întrebat pe tine, vezi că-s cuvinte și e greu. Lasă-l să termine. Vezi că nu trebuia să mă întreb nimic, trebuia să vorbesc eu că așa voiam eu. Cine te vezi tu ca să fie greu cuvinte? Mai lăsa să vezi că fata asta te face în două. Stai cu mine. Na, la mine nu trag femeile. Stai cu minte că, uite, fii atent. Eu iau apărarea când e vorba de altcineva, dar cu tine se distanțează. Nu știu care din noi are iubita care nu știa să vorbească, a intrat aici mută. Atâta timp cât are un bun simț, care totuși vine cu creier mic și cu gură mare, te cred și eu și eu aș face chestia. Dacă are creierul așa și poate să mă arată așa, dacă aveți creierul așa, nu înseamnă că și Adriana are așa. Nu ca și gura mare, jur ce am mai spun, că când am intrat în casa asta te lăsam în pace. Da, ți-am dat atenția aia și acum ai gura mare și vezi că îi faci planurile la fata aia cum ne facem noi brigada și nu prea iese viața mea. Dacă te viața mea încetează cu planurile astea. Cine cu ăia, e cam greu. Bă, nu știu ce, totuși noi ce tot vrei. Dacă ați intrat, ai zis că noi vorbim acasă pe Instagram și ne facem nu știu ce. Nu știu care. Dacă ați venit cu aceeași poveste. Nu știu care din voi doi face live. Dacă ați venit. Nu știu care din voi doi s-a făcut la 3-4 dimineața. Care-i problema? Noi am venit cu aceeași poveste. Care-i problema? Păi asta te întreb eu, care-i problema? În momentul în care tu ne-ai pus pe noi că vorbim pe Instagram. Și ne facem planurile. Atât. Păi da, voi vorbiți în grup, eu vorbesc doar cu ea. Auzi, tu faci același lucru. Eu vorbesc doar cu ea. Fata nu înțelege. Eu vorbesc doar cu ea. Înțelege, asta e problema. Nu mai vorbesc. Și ori îți dă în tine și face adă cu noi. Să nu mai crezi niciodată că Adriana e Alina. Cum? Băi, Radule! Băi, dar n-o să fie! Adriana n-o să fie Alina niciodată, problema e că... Ascultă la nivelul! Ascultă un pic! Nu poate să ajungă la nivelul Adrianei, stai cu minte! Când Adriana o cam dată în viața mea, vezi că nu știe cu cine... Nu poate să ajungă! Vezi că nu știe cine să țină! Dacă tu încerci să o faci fericită cu două flori, stai cu minte cu doi trandafiri! Atâta timp cât tu flori de la mine, e cam greu! Mai bine îi luai garafe! Cum? Îi luai garoafe mai bine, decât de trandafiri. Pe bune. Noi n-am venit aici să demonstrăm puterea Mahalaie, am venit să demonstrăm puterea ce? Ce? Cu doi trandafiri? Mai bine tu, Dimai, că ai furat tu. Are dreptate. Alina, lasă-l. Chiar planul cu Adriana ușor începe să prindă contur dacă vedem. Astăzi, am venit aici să demonstrăm puterea dragostei. E problema că azi iarăși nu ieși planul. Radu, de acasă venit cu context. Aici a ieșit altceva, că Adriana cam să trăgea. Băi, vorbește și fata asta, că are două cuvinte mari și late și o întrerupi. Lasă-o să spună da, cuvinte, nu continui tu. De cât mult și proasca tine, mai bine două. De cât mult și proasca tine, Radule, mai bine două. Păi tu vorbești de mine de bun simț și vorbești peste ea. Ascultă, bă, omule, bă, bun simț, ascultă. Ce vrăjeală aveți în voi. Alina, nu-ți mai bătea cu rapul ăsta, că n-ai nicio șansă. Vorbești peste femeia și zici mie de respect, mă, pe bune. Păi da, dacă nu las să vorbești, de cât mult și prost, mai da, mă, lasă, Alina, uite, fiată, ca să spun ceva prietenește. Că ai văzut că noi n-am înțeles bine și la date, chiar dacă aveai tu figurile tale. Nu mai încerca să fii ca Adriana că nu-ți iese, înțelegi? Eu ca Adriana, nu niciodată! Nu mai veniți aici cu nasul de pe sus. Eu cu nasul pe sus. Nu mai vorbiți de alții pe la spate, nu mai vorbiți despre alții, da? Și vedeți-vă de viața voastră. Nu mai veniți. Decât să vorbiți de mine și de Adriana pe live, mai bine nu mai veniți. Taci, că ești un fals, un neasumat, taci, faci. Aveți Radu pe Instagram, bă, puneți-vă în tine, nu știu de câte ori a dat Alina în mine și totuși o dat în tine, dar vezi că Adriana dă și în tine
și citea apă. Puneți-vă în minimele, să vezi că nu bate. O să vă dau șervețele, de fiecare dată când vine Adrian aici să vă ștergeți de la de, de bale pe la gură, da? Vă rog frumos. Vă dau șervețele la fiecare. Vă dau că aveți pe chestia asta. Ne dăm nouă șervețelele tale, eu mă mândresc pe ele viața. Eu mă mândresc, eu mă mândresc că am venit. Nu, dar vezi că dacă nu camera și plângi pe ele. Tu ai zis, cum nu vreau să zici că te mândrești, mă? Că vorbește cu mine doar... Cu ce te mândrești? Asta am spus, da, am spus, nu vreau să fie tău, să vorbească cu mine de interes. Că acum sunt fatele. Dar uite că m-am convins. Dacă el e... Uite că nu vorbește cu mine de interes. Tu ești mândru de comportamentul care îl ai în față de fata asta? Ești. Ești mândru? Asta șterge sentirea. Asta vine numai lângă mine. Asta șterge sentirea. Hai, mă, ieși! Hai, marș de aici. Te îndoi. Ești de aici. Hai, 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 marș. Cine e Smart 2? Bă, Smart 2. Hai, gata, Smart 2, dar nu spune ca voi. Perendar, ce faci? Perge nesimțirea de la gură. Vezi că dai cu pumnul, vezi că mai ești puțin de nesimțire așa, dar vezi că acum s-ar totul la bătaie. Dacă vă permit o dată, dacă vă permit de două ori, dacă vă permit de două ori, dar nu vă permit în exces, că faceți deja, faceți deja apun și pe aia. Lasă să ok, bine, hai, marge aici din fața mea. Nu mai vorbi așa. Dacă vă las, dacă vă las o dată, nu înseamnă că vă las mereu. Dacă vă dau capul o dată de două ori și întorc cu brațul, nu înseamnă că vă fac mereu. Eu nu stau să mă las bine la mișto. Fiecare zi la bod de nesimțit. Nu stau să mă las bine la mișto că vă iau și vă tund. Tu și așa nu mai ai păr. Pe cine mai e tu? Pe toți. Bună, Adelina. Bună. Când erați aici pe canapeaua asta, este adevărat că Radu te-a pupat, că totuși nu vrea să-și asume faptul ăsta. Și totuși în gală o recunosc cu ceva. În ziua aia când am fost la voi în casă, da, nu? Da. Te-o pupat, da? Da. Și totuși, stai un pic. Mai înainte. Am zis doar în gală, omul. Ce-ai zis în gală? Păi uite, ți-o recunosc. Dar nu înseamnă că e adevărat. Am mai înainte și am zis, dar nu înseamnă că e adevărat. Cum? Nu înseamnă că e adevărat. Eu mă bucur că o să te vadă toată lumea, Radu, când mucinos ești. Păi dacă era așa, cred că se vedea, pentru că a trecut ziua aia, nu? A trecut ceva timp, de când ne-am fi pupat, vezi, doamnă. Ok, noi te acuzăm de degeaba, dar tu totuși ai recunoscut mai înainte că te-ai pupat. Da, mă, am zis din gură ca să oftici pe Adriana. Da, în gală, da. Să oftici pe Adriana. Că se pupase după, păi înainte. Păi oftici pe Adriana, dar faza din gală, din date cum vine? Care date? De la date-ul pe care l-a dat. Dar de ce oftici? Așa. Că nu, că ți-am spus eu că nu mai vreau să fiu un joc cu ăsta. Ok, faza de pe mă. Pe Adelina. Ce mă? Că ți-am spus eu că nu mai vreau să fiu un joc cu ăsta. Ce mi-ai zis? Că nu mai vrei să fii în jocul ăsta? Mm-hmm. Și ce joc? Jocul ăsta pe care îl faci tu. Cum ar fi? Cum ar fi? Îl știi foarte bine. Adelina? Eu nu pot să te cred pe tine, pentru că în momentul în care tu te-ai fi simțit folosită, de ce m-ai deblocat? Ai fi fost nervoasă. Auzi, ce m-ai deblocat, Radu? Te-ai deblocat? Ce m-ai scris? Că așa am vrut. Probabil în față de Adriana și se cam îndepărnit. Bă, eu când ți-am zis că ți-ai victimizat. Hai să zic de ce. Hai să zic de ce. Trebuie să ai de marjă pe lângă. Dacă te-aș fi ținut, ar fi crezut Adriana. Cam ceva personal cu tine și chiar m-ar fi deranjat. Uite ce vrăjeală are cu mine. Ce scuză, Radule. De ce mi-ai scris? Încearcă să... Râde voi. De ce mi-ai scris? Radu, de ce mi-ai scris după ce m-ai deblocat? Bun, m-ai deblocat ca să nu creadă Adriana că ai ceva personal cu mine. După de ce mi-ai scris? Ce vrăjeală. Eu ție. Da, cine? Adriana, tu îl crezi în continuare. Nici pe tine nu te suport, dar nici pe nu am nevoie. Ți-am zis că la mine nu plac femeile cu mustat. Eu te-am întrebat dacă dar nu mai fi nesimțit, frate. Că nu ai venit tu aproape de gura mea să vezi ceva după fața mea. Dacă crezi în continuare, ceea ce de când jignești tu femeile, că n-am înțeles. De când e el cel mai cool, educat om. Nu trag, ce vrei? Ca să vezi cât de dependent e ca bărbat. Nu trag, la mine trag femeile cu caracter frumos. Cum a ajuns? Dar nimeni nu trage la tine, stai liniștit că nu vorbeam de trasul nimănui. Nu am jignit-o. Eu nu o să vreau să o jignesc pe viitoarea ta iubită, nu o să o jignesc. Nu am spus. Chiar dacă nu a fost nicio jignire. Nu se merită să mă răzbun pe ea pentru tine. Cum? Nu se merită să mă răzbun pe ea pentru tine. Eu nu fac chestia. Eu s-am bunzit, o să zic doar că n-are creier și ăsta e adevărul. Dar nu poți să vii pe mine să zic care mult față că n-are. Nu este Alina, dar vezi că femeia e ușoară, e mai loială decât tata. Și mă susține. E mai ușor de cucerit. E mai ușor de cucerit. Ești cel mai bun actor din lume, Radu. Profiți de bunătatea fetelor. Pe mine mă interesează insigna. Exact, asta nu vreau. O vrei? Nu vreau, dar măcar recunoaște că ai zis că... Nu vreau, mă, că nu îmi trebuie. Dacă vrei. Dar măcar recunoaște, de ce schimbi subiectul? Păi ai zis măcar recunoaște că ai zis că te interesează insigna. Vorbeai de insignă, ți-am zis, o vrei, ce-am zis? Bă, ce ți-am zis eu ție înainte de filmare? Dacă ai tot bunul simț, dă-i insigna lui Iacob, dacă nu te interesează banii. Și tu ai zis, nu, că nu mă interesează decât insigna și
femeile vi le dau pe toate pe care le-am. Am și pe Adriana și pe Adalina. Chestia cu confirmă ce a spus. Dacă și Iacob confirmă. Multe persoane stau și pe acasă. Mai bine doar să te mai stahala sau acasă la ei. În viața mea nu o să renunț la insignia asta. Puteți să faceți. Și vezi că aveți și microfon. Mă interesează pe Adriana, lasă-mă voi. Dacă aveai microfon. Ați dat insignia. Bă. Oricărui om merita. Avea microfon. Înțelegi? Dar în momentul în care veniți aici și aveați de mine, nu consider că meritați eu, că o am spus. Spui că mă interesează decât insignia asta. Lăsați oamenii să decidă dacă meritați sau nu. Bă, tu ești un fals. Noi vrem să spună că tu ai spus altceva. Ai zis că te interesează decât insignia și când ți-am zis de Adriana, ai zis, bă, luați-o, frate, faceți ce vreți. Vezi că avea microfon. Lasă, vezi că avea microfon. Avea microfon. Oameni care mă votează și mă vor să fiu favorit. Dacă oamenii consideră chestia asta. Bă, tu deja deviezi de la subiect. Deviezi de la subiect. Să contestați oamenii. Tu vrei să prostești pe toată lumea și te folosești de orice. În primul rând vorbește corect gramatical, nu proștești. Se zice prostești. Sunt oltean, scuză-mă pe mine. Păi nu, dar oltean, neoltean, nu există proștești. E dacă așa înțelegi, scoate-ți lucrurile. Ce ne-am face fără tine dacă nu ne-ai corectat? Ca să vadă și pe dacă n-aș fi eu, ne-am face de râs la repetatul ăsta în fiecare bătător. Atât timp cât tu spui de Adriana că luați-o, că nu mă interesează și faceți ce vreți cu ea. Hai că acum ar trebui să mă atac eu, că ai venit iar cu o invenție, că am spus, luați-o voi, invenție, Adriana. Invenție, bă, omule, și bă, voi n-aveți voie nici să vă uitați la ea, mă, sau să luptați pentru ea, că eu nu-s genul de om care vă invit să luptați pentru iubita mea. Tu ai dat-o, nu ne-ai invitat, frate, tu ai dat-o, direct, adevărul. Ai abandonat-o. Vreau să spun adevărul. Băi, omule, ai spus, nu, vă dau frene, vă dau tot, dar nu vă dau insignă. Dacă lumea... Nu mai minți. Te cataloghează pe tine sau te plac fetele, eu doar pentru că ai bani. Să-ți dea și fetele seama ce hal de persoană ești tu. Ești un profitor, atât. Nu te place deloc. Îți bagi joc. O să ai tot banii din lume. Nu, așa nu te place nici pe tine. Atât timp cu vii și spui că luați-le, bă, și faceți ce vreți cu ele. Ce să mai înțeleagă, frate? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Uite, așa făcea și noi. Din respect pentru oamenii de acasă. Din respect pentru oamenii de acasă că m-au votat. Da, în ciuda voastră că se niște lasă că deja de vieți de la subiect ce am vorbit noi acum. Ce o să vadă o laudă de acasă cât de falsă. Păi da, dar nu e o laudă. E din respect pentru oamenii care m-au votat. Asta e mulțumire, înțelegi? Nu-i laudă. Știi vorba aia, cine se aseamnă? Eu nu știu de ce tu votează lumea. Extraordinar. Ieri erau toate trei, Elena, Adriana și Gianina împreună. Toate trei umblau după ce... Dacă tu așa zici. Toate trei umblau? Aha. În primul și primul n-avea cum. Ce în primul rând că vorbești la așa urât în emisiune, vezi cum vorbești. Păi da, domnișoară, dacă vorbești, după aia iată-te, ele ei spuneau. Noi eu îți vărs paharul cap și te victimizezi pe live, vezi cum vorbești. Gianina, eu știu că amândouă a stat împreună, pentru că eu vorbeam non-stop cu Adriana. Și cu Elena. Deja prea mă... Ele făceau hotspot la Elena să vorbească cu bărbatul ăla. Că eu am cartelă. Știi tu că am eu cartelă să fac hotspot, nu? Tu nu v-ai zis că i-ați făcut hotspot? Băiatul cu care ea s-a văzut. Noi nu avem nicio treabă. Noi am stat la restaurantul nostru. De ce mințiți? De ce mințiți? Pe mașină ați spus, pe mașină ați spus că voi ați făcut hotspot. Băi, ați spus că voi chiar n-aveți subiect. Pe mașină au spus că ele i-au făcut hotspot ca ea. Auzi? Dar nu vi se pare un pic rușine tu? Nici măcar nu v-ați cerut scuze de la staff pentru că am ținut care i-a. De unde știi tu că nu ne-am cerut? Ai fost tu aseară cu noi la telefon, ai zis că nu ne-am cerut scuze. Nu te-ai cerut. Ile, vorbești o persoană care nu mai este în competiție doar ca să vorbești? Nu, vorbesc ca să pun în evidență faptele lor. Prima, nu-i prima dată când Gianina merge în oraș. Așa, și nu doar cu Adriana, au fost și cu Alina. Așa, și au fost tot timpul agresați la bărbat. Ce făcea avans, da? Ce vrei să fac? Dacă a stat femeia cu mine în telefon și știam că e cu Gianina, cu și... care e problema? Păi, fata se are probleme. Păi dacă a fost complice, păi o lăsat pe fata aia intenționat să meargă și știa. Nu mai vorbi de fata. Bine, eu știu. Mă lăsați. Mă lăsați cu de astea, că eu să văd o fată lângă mine, mai ales în competiție. Și știți că era ce-i vorba și n-avem voie. Nu avem voie. Nu puneați tot staful în situația asta. Ia momentul ăla părăsi competiția. Eu nu stau să fiu babysitterul nimănui, că n-am venit aici să stau. De ce i-ați făcut hotspot? De ce? Exact. Eu nu am cartelă. De ce ați lăsat-o? De ce ați lăsat-o? Gianina nu are cartelă, nu are cum să facă hotspot. De ce ați lăsat-o să o aghețe? De ce? Nu e normal! Și le-a spus că nu e normal! Eu nu vă suflet ca tine! Te declar pentru mine și după te... Te pup cu Adelina! Că m-am pupat cu el, da, am recunoscut el asta! Nu te pupa cu mine! Vezi? Tu ești interesat de Gianina?
am discutat cu ea puțin, aș vrea să discut mai mult, să ne cunoaștem mai bine. Deci, Adelina, v-ați pupat sau nu? Da. Te-ai pupat cu Adelina? Nu. Ești conștient că în momentul în care o să apară videoclipurile alea, că la mine sunt sute de videoclipuri și poze. Sunt peste 5 mesaje în care scria cu majuscule: nu am treabă cu Adriana, nu sunt cu Adriana nici în casă, nici în afară. Atunci care dovadă e mai clară decât asta? Ei, nu ești. Păi eu n-am cocoașă, domnișoara Cristina. Pe viitor nu mai ai de gând să te apropii de el, nu-l mai lași nici pe el să se apropie de tine? Nu. Nu am spus niciodată că o să dau femeia în detrimentul insignei. Ba da. Hai, termină cu astea, că acum chiar că mă enervez. Bă, dar recunoaște odată și asumă-ți când faci un lucru. Am ieșit dintr-o relație și vreau să trec peste aici, pentru că acasă nu aveam nicio șansă. Era dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.